Imagini șocante în județul Argeș. Zeci de persoane au fost sechestrate și ținute în lanțuri de către membrii unei grupări infracționale. Oamenii nu doar că erau ținuți ca sclavi, dar și bătuți și supuși mai multor violențe de către mai mulți indivizi. Procurorii de ICOT au făcut percheziții la domiciliile suspecților, în urma cărora a fost găsită o sumă de bani, aproape un kilogram de bijuterii din aur, dar și 9 drujbe. Victimele erau folosite pentru munca în gospodării, precum și la tăieri de arbori în mod ilegal. Din cercetări a reieșit că membrii grupării ar fi desfășurat activități de comerț cu materialul lemnos. Polițiștii au depistat 5 persoane, 3 adulți și 2 minori, care ar fi fost exploatate de cei în cauză. Suspecții au recrutat mai multe persoane, însă, profitând de imposibilitatea de a se apăra și de a-și exprima voința, ori starea lor vădită de vulnerabilitate, pe care i-ar fi transportat și adăpostit în gospodării, cu scopul de a le îndeplini serviciile în mod forțat și chiar și practicarea cerșetoriei.